Salut prieteni, astăzi am să vă prezint o nouă modalitate de a scăpa de efectul de tearing pe Ubuntu sau orice altă distribuție bazată pe Ubuntu. Dacă aveți plăci video ATI sau AMD și folosiți driverle open source, este vorba despre o nouă opțiune adăugată acestui driver intitulată TearFree. Însă aceasta nu este disponibilă pentru driverul cu care vine default Ubuntu. Pentru a updata driverele open source la cele mai noi versiuni, vă recomand să utilizați PPA-ul OIBAF, care funcționează pentru Ubuntu 14.04, 14.10 și 15.04, pe care îl folosesc și eu acum. După ce ați adăugat acest PPA și ați updatat toate pachetele, ca să verificăm disponibilitatea opțiunii TearFree, deschidem manualul driverului. Da, și după cum puteți vedea aici, avem disponibilă opțiunea TearFree, însă aceasta nu este activată default. Ca să o activăm, trebuie să creăm sau să edităm fișierul de configurare xorg.conf. Mergem la File System etc x11. Aici nu avem acest fișier. Deschidem folderul carut ca să putem crea. Ok, și creăm un nou fișier text intitulat xorg.conf. Și în acest fișier trebuie să punem acest conținut pe care dumneavoastră îl veți găsi în descrierea videoului, care prin această linie îi spune driverului să activeze opțiunea TearFree. Așadar, copiați conținutul și ne introduceți în fișierul xorg.conf, salvați modificările și când veți da restart la calculator, această opțiune va fi activată și ar trebui să scăpați de efectul de tearing. Cum spuneam, pe Ubuntu sau orice altă distribuție bazată pe Ubuntu, pentru plăcile video ATI sau AMD cu driverele open source. Cam atât deocamdată. Vă mulțumesc pentru atenție, ne vedem data viitoare.